Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta și lucrez cu oamenii de 44 de ani ca profesor și psiholog. La Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să te întreb ce este minciuna? Pentru că, de ce te întreb? Ieri vorbim cu un copil aici la cabinet despre minciuna, că ce să facem? Suntem oameni și mai recurgem și noi mici sau mari la asemenea strategii și mecanisme de apărare. Ce este minciuna? El îmi spune, minciuna are picioare scurte. Și tu ce înțelegi prin acest lucru care are picioare scurte? Are minciuna? Ce e minciuna? Un adevăr, o vorbă, da? Poate să aibă minciuna picioare scurte, are minciuna picioare? Nu, nu are minciuna picioare. Și atunci, păi, dacă noi spunem minciuni, o să rămânem noi fără picioare. Și picioarele noastre o să fie scurte și o să mergem pe burtă, îmi spunea el. Și s-a și pus jos așa și mi-a arătat cum o să meargă el pe burtă dacă minte, pentru că o să îi se scurteze picioare. Dragii mei, ce vreau să spun cu asta? Mintea copiilor este concret intuitivă și ei înțeleg ce înțeleg din ceea ce spunem noi. Asigurați-vă că ai voștri copii înțeleg despre ce vorbiți. Este bine să le explicați dacă vorbiți cu ei în metafore, le spuneți proverbe, zicători, că folosim așa ceva și este educativ și chiar vă recomand. Dar explicați-le copiilor ce înseamnă. Și vorbind cu el despre asta, i-am explicat ce înseamnă minciuna are picioare scurte. Nu are picioare vorba. În schimb, vorba, dacă este neadevărată, adică este o minciună, poate fi ușor aflată. Pentru că nu poți să ții o minciună ascunsă la infinit fără ca ea să fie descoperită într-o zi. De aceea se spune că are picioare scurte, că nu poate să meargă mult, da? Adică nu poate să funcționeze la nesfârșit o minciună. Și eu țin minte de fetița mea când era mică că se juca și zicea ăștia sunt de la roșiorii de vede și ăștia sunt de la roșiorii de nu vede. Și sunt roșiori care nu vede. Deci, vedeți, în mintea lor ei fac asocieri pe baza lucrurilor pe care ei le cunosc, pe baza experienței lor de viață. De aceea este bine să le explicăm copiilor anumite asocieri de cuvinte, cum spuneam, denumiri, proverbe, zicători și alte chestii, da? Puneți-vă în locul lor, gândiți-vă că nu știți despre ce e vorba și vreți să aflați atunci. Vă pup și să ne fie de folos!